La jumătatea lunii iulie, autoritățile de la Buzău au avut o întâlnire cu decidenții din CNAIR, care au promis găsirea în regim de urgență a unui executant pentru lucrările de reparații la viaductul Giurca. La mai bine de 3 săptămâni, lucrările nu au demarat. Am primit o adresă. Săptămâna trecută s-a primit o adresă de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri că cu 1 august vor fi întrebuințat acel contract unei firme de construcții. Discuțiile cu responsabilii companiei naționale vor fi reluate. Încă până la această oră azi dimineață am sunat, nu ne-a răspuns nimeni, dar asta nu înseamnă, cum știți, am fost puțin plecate din țară. Voi lua în continuare legătura. Viaductul Giurca, aflat în zona Siriu, pe DN10 Buzău-Brașov, are o lungime de aproape 300 de metri, iar pe sensul de mers dinspre Covazna, structura are de suferit, la un moment dat apărând o groapă prin care se putea vedea prăpastia. Pentru siguranța circulației, autoritățile au impus restricție de 3,5 tone și desfășurarea traficului pe un singur fir alternativ pe o lățime de doar 2 metri. Costurile reparațiilor au fost estimate la aproape 1,5 milioane de euro.